Bună ziua! Bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi în ședința ordinară pe luna septembrie, ședința convocată prin dispoziția primarului cu 14, din 23.09.2022. Domnul primar nu poate participa astăzi la ședință, prin urmare o să încerc să răspund la întrebările dumneavoastră referitor la materialele de ședință, atât cât am o cunoștință și competență să vă răspund. Am primit raport. Suntem prezenți 14, în sală este și doamna Crețu Carmen, momentan consilier suplean, până va depune jurământul și apoi va face parte din Consiliul Local Mădura. Avem rapoartele de avizare favorabile de la toate cele trei comisii pentru proiectele de pe ordinea de zi. Prin urmare, proiectul de ordine de zi poate fi supus votului dumneavoastră. Dau cuvântul domnului președinte să citească ordinea de zi. Ordinea de zi este următoare. Dispoziția domnului primar de primul proiect de punerea jurământului depunerea jurământului consilier local Crețu Carmen. Punctul 2. Proiect de hotărâre numărul 56 prin modificarea anexei numărul 49 din HG1347 de pe 2001, inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Mădura, județul Bacău. Inițiator primar Costă Șerdache. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 74 privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SCDL Gaz Grid SA, în vederea realizării lucrării și extinderea rețeaua electrică de distribuție publică în localitatea Mădura, strada Casa de Apă, comuna Mădura, județul Bacău. Apoi Sorin Florin, inițiator primar Costă Șerdache. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 75 privind stabilirea mandatului de reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale comuna Mădura pentru ședința Adunării Generale a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.10.2022. Inițiator primar Costă Șerdache. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 76 privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 37 din 11.12.1997 și 38 din 11.12.1997. Inițiator primar Costă Șerdache. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 77 prin rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Mădura, județul Bacău. Inițiator primar Costă Șerdache. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 78 privind aprobare împrumire pus pentru construire locuință unifamilială, magazie, garaj și împrejmuire teren, branșare, raportare la utilități. Sat Mădura, strada proiectantului numărul 10, comuna Mădura, județul Bacău, beneficiar Coștiuc Tamara, inițiator primar Costă Șerdache. Proiect numărul 8. Prezentare raport privind starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială Emil Grăiescu, an școlar 2021-2022. Proiectul numărul 9. Prezentare referat întocmit de consilieri Berușcă Lucian și Marco Adrian. Supunem la vot. Supunem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Supun la vot procesul verbal la ședința ordinară din 31 octombrie 2022. Obiecții la procesul verbal? Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Trecem la primul punct, o să vă prezint un pic, conform depunerea rugământului de către doamna Crețu Carmen și o invitam în fază. Doamna Crețu Carmen a fost validată de judecătoria Bacău în dosarul 11.423/180/2020, prin încheierea dată de judecătorie în 5.09.2022, îndeplinește condițiile pentru a depune jurământul și dacă dorește să fie consilier local, trebuie să depună jurământul, cum îl adreaptă pe Biblie și Constituție. Dacă
Deci trebuie să-l citiți și ulterior să-l semnați. Jurământ. Subsemnata Crețu Carmen, consilier local al Comunei Măgura, județ Bacău, declar ales la scrutinul din data 27.09.20 și validat de către judecătoria Bacău în dosarul 14.4.2.3.180.22 prin încheierea din 05.09.22 în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniat 1 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunului Măgura. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bine ați venit pentru noi. Și vreau să zic că tatăl colegii noastre a fost primarul șefei la Ștai. Cum? Legerat. E legerat. Dar a fost, a zis. În ce an? 91-92. Bine ați venit la noi. Mă bucur că sexul frumos așa se interesește în rândul Consiliului Local Măgura și să dă Dumnezeu că la următoarea legislație să fiți mai multe doamne pentru în Consiliu decât domn, ca să știți. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 56 privind modificarea anexei 49 din HG 1347 din 2001, inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău. Da, vă prezint un pic. Este un proiect de hotărâre trimis de luna iulie, cred, la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea punctului de vedere. V-am anexat și punctul de vedere. Au fost doar niște mici modificări de formă mai mult. De formă nu au fost. Între timp au mai venit și altele de la alte ministere. Asta este procedura. Avem 45 de zile la dispoziție după obținerea punctului de vedere să adoptăm hotărârea respectivă pentru a actualiza bunul fiind cămin cultural în urma renovării în domeniul public. Asta dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 74 privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SECEI de gaz venit de ESA în vederea realizării lucrării extinderii rețelei electrică de distribuție publică în localitatea Măgura, strada Casa de Apă, Comuna Măgura, județul Bacău. Antohie Sorin Florin. Discuții? Supune la loc. Cine este pentru? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 75 privind stabilirea mandatului de stat în care a unității administrative teritoriale Comuna Măgura pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă ESA Bacău din 19.10.2022. Discuții? Domnul președinte. Nu. Cred că domnul primar o să reprezinte, da, mandatul este, numai că dumneavoastră trebuie să-l întâlniți de fiecare dată, în funcție de punctele de pe ordinea de zi. Trebuie acordat mandat la fiecare ședință APA. Se înțelege. Votăm. Cine este pentru? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 76 privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 37/11/1997 și 38/11/1997. Există cineva care este în conflict de interese respectivi? Nu. Da, au vândut probabil construcție, nu? Ca de obicei, au vândut construcție și se cesionează. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Ne s-a abține cineva? Nu.
Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 77 privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Măgura, județul Bacău. Da, așa cum ați văzut în materialul președinte, un pic este cu minus 1000 de lei, care trebuie rectificat, este obligatoriu, o influență, și am rectificat și cu banii prin hotărârea de guvern 1156 din 2022, sunt banii mei pentru recenzorii de la RPR. La fel, trebuie să intre în buget ca să poată fi plătiți recenzorii. Doar în aceste modificări constă rectificarea numărul 2. Discuții? Să vă la partea din cheltuială, la punctul de acolo, modificăm denumirea de liste intensive de lucrări, de lista minimă de lucrări impuse grav înainte de pedalea serviciului la trecerea pompa, apoi de bora, apoi sus. Asta e de rectificarea trecută. Nu faci parte obiectului. A, e de rectificare. Da, e din la rectificarea de la 1. O să am la discuție. Nu, rectificarea doar în asta a fost, da. Minus 1000 de lei și adăugarea acelor 46 de mii de lei pentru recensământ. Deci am înțeles că ne-au virat ANAF cu 46 de mii de lei. Da. În locul 47 așa, pentru că aveam 1000 de lei în plus, așa? A, nu, nu. Ne-au scăzut 1000 de lei. Sau trebuia să-i scadă noi separat și prin altă hotărâre au trebuit să nu un alt capitol special pentru recensământ. Da, dar zic, nu-i vina de 46 de mii și cum e asta să poată plăti recensurile, nu? Da. Asta e toată verificare. Dar să înțelegem, să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Nu pot să fac chestia. Potriva? Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 78 privind la aprobare întocmirii de curs. Proiect de hotărâre numărul 78 privind aprobarea întocmirii puț pentru construire, locuință unifamiliară, magazie, garaj și împrejmuire teren și branșare, racordare la utilități. Sat Măgura, strada Coltanu, numărul 10, comună Măgura, județul Bacău, beneficiar Poștuc Tamara. Da. Puțul care a fost la avizat acum ceva timp a ajuns în stadiul de aprobare. A obținut și ultimul aviz, toate avizele și avizul de la Consiliul Județean. Discuții? Domnul Tăloc. La utilități. Că, da. Adică să... Ar trebui aici, și așa, iarăși la problema apei și canalizare și ca iar începem. Aici trebuie să lucrăm, nu știu, domnul primar nu este aici, așa că legem mai departe. Alte discuții? Da, vreau să fac o ceva precisă. Strada proiectantului apa și canalizarea este de foarte mult timp. Acolo e alimentat pe bază de țeava care vine de la Bacău. Deci acolo e zona, este între vii. Păi, dar ce? Domnul Mihai, domnul Mihai, domnul consilier. Ce dacă analizați cum dacă o este asta? Da, este acolo, zona respectivă este undeva în... Mai jos. Nu. Este în... La intersect... Face o curbă strada proiectantului acolo și nu este prin niciun străzi canalizare acolo. Nu. Între vii sus. Între vii. Proiectantului, dar zona între vii undeva sus. Da, unde de la Galinescu mai sus, pe proiectantului. Acolo este zona. Da. Mai sunt discuții? Să punem la vot? Da. Cine este pentru? Da. Da. Proiect numărul 8. Prezentare la raport privind starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială Emil Brăiescu, an școlar 2021-2022. Da. Raportul este întocmit de doamna Vasilovi Doimița, depus. Dacă aveți întrebări, eu l-am scanat, l-am trimis pe mail. Aveți întrebări, doamna Vasilovi este în sală, poate să vă răspundă. Discuții? Supune la vot. Cine este pentru? Poate o sușire. Da. Și mergem la referatul de aprobare. Prezentare referatul de consilier Berușca Lucian și Marco Adrian. O mică precizare, am văzut domnul Berușca
Și am zis cum facem, pentru că atunci nu reușeam să găsesc ordinul respectiv. Ulterior l-am găsit și m-am lămurit așa cât de cât despre ce este vorba. Și discutând amândoi, a rămas doar să-l prezentăm la ședința aceasta. Ulterior, în funcție de cum vă hotărâți dumneavoastră, și bineînțeles inițiatorii cei doi, domnul Belușcă și domnul Marcu, să-l transform în proiect de hotărâre sau cum o să apreciați. Corect. Există o oportunitate ca primăria să aplice către administrația fondului de mediu să devină partener în proiectul ăsta. Apoi, dacă primăria, dacă identificăm o sumă de bani pe care să o avem disponibilă, să oferim cei 1.500 de lei de mașină care se aduce, care se casează, iar 1.500 de lei vor fi achitați de cei de la administrația fondului de mediu, 3.000 de lei în total. E vorba de autoturisme care sunt înmatriculate de peste 15 ani, au peste 15 ani, de folosință și peste 5 ani de zile de când proprietarul le are la noi, la primăria Mărgura, la taxe și impozite. Și acel proprietar, bineînțeles, să aibă datorii la primăria Mărgura, către primăria Mărgura. Acum am purtat o discuție și cu domnul primar în timp și cu doamna secretar, să vedem exact dacă identificăm niște sume de bani. Așteptăm puțin că proiectul va avea o modificare, cei de la fondul de mediu urmează să modifice puțin, să vom vedea varianta finală și vom lua atunci o hotărâre, să vedem dacă stăm, încadrăm și mergem pe el mai departe. Într-adevăr, sunt oameni interesați de pe raza comunei, asta este clar. Nu e n-ar fi un proiect foarte rău pentru locuitorii comunii Mărgura. Așteptăm ultima variantă de proiect la administrația fondului de mediu și poate reușim să identificăm și niște bănuți în buget. Trebuie să-i mutăm pe chestia asta și mai el nefiind un proiect de investiții, intră pe funcționare, nu? Ar trebui să vedem dacă anul ăsta reușim de pe funcționare să avem niște bani de cheltuiți. Dar rămâne de văzut. Asta vă pune doar cum poate vedea doar la total. Aveți idei de mașini? La numărul proiectul spune că la comunele de peste localități sunt de peste 5.000 de locuitori, cum e comuna noastră, se poate depune până la 1.000 de mașini. E puțin probabil să avem noi 1.000 de mașini de rasa comunei. Nu știu cine a gândit proiectul ăsta, nu cred că a fost foarte... nu a gândit o logic. Dom'le, dar cum? Ai unul din 5 oameni au mașini de peste 15 ani? Eu zic că și 100 de mașini, dacă am reușit să radiem și să le scoatem din circulație, pentru comuna noastră ar fi foarte, foarte bine. Dar așteptăm varianta finală a ghidului și atunci vom lua o hotărâre. Vom veni în fața voastră, dumneavoastră. Ca și inițial, mai era și domeniul public. Nu m-am hotărât domnul, era de nicăieri. Vă scuze. Ca și proiect, e un proiect bun. Vizează mediul. Nu vizează cetățeanul. Că uite, facem bine la cetățeni, nu? Noi trebuie să facem bine mediul. Acum sunt două probleme care apar aici. E problema banului, trăiește, jumătate cu mediul, să ajungi acum să ai bani și să identificăm și cum a spus domnul Belușcă. Dar mai sunt pași până ajungem ca să finalizăm un astfel de proiect. Da? Eu nu încep. Ce faci? Nu încep. Domnul Tatăl. În primul rând, peste tot spune omul în față, adică când facem bine mediul, facem bine și omul. Adică noi vrem să îmbunătățim așa, dar trecem peste chestia asta. Eu nu cred că sunt foarte, în primul rând și cel mai important lucru, și v-a scris și domnul Berușcă, că acel cetățean care vrea să aplice pe acest program trebuie să aibă mașina înscrisă în comuna Mărgura, adică să fie cu 5 ani de zile, minim. Iar eu nu cred că vor fi foarte multe mașini radiate și cred că bugetul poate, adică la 1.500 de lei, bugetul poate suporta cât o să fie, nu, 20 de mașini, adică nu cred că este o sumă mare și este foarte bine și îi felicit pe colegii mei pentru
acest demers. Domnul Tesaru. Și financiar este foarte problemos. Dar pentru că de curând am dus o astfel de pauză, că mai de 15 ani am casat și n-am obținut suma asta de mine. Deci, din toate punctele de vedere, e benefic și cred că o să încurajez pe cei care aveau astfel de mașini și n-ar fi ținut mai nimic de, de ele. Oricum, cu siguranță, dacă s-a trecut pe proiectul ăsta, putem duce pe bugetul anului viitor. Clar! Nu e bine că așteptăm înscrierea, vedem înscrierea... Eu cred că e important să fie înscriși pe listă. Da, să putem să depunem proiectul și să putem pregăti pentru bugetul anului viitor. Da. La înscriere este trebuie. Nu trebuie să fie funcțional, de ce am văzut în material, trebuie doar să aibă motorul, catalizatorul, câteva componente. Este important. Bine, condițiile alea trebuie să le centrele de casă. Da, da, da. Dar zic, condițiile nu sunt restrictive. Da, da. După înscriere, după înscriere, noi ar trebui să avem condiția pentru să depun cereri de finanțare și dacă sunt persoane care au depus, să-ți trimit, că este în 1500 lei, ne-a trebuit și tu. Doamna secretar, până să depunem proiectul, până să apară de către AFM, se termină anul. Zici cum se termină anul? Garantat, că dacă nu se miște cu fondul de mediu, putem sta foarte liniștiți că anul ăsta nu se mai aduc la nimic. Am înțeles. Am un proiect în analiză de anul trecut și nu l-am analizat. Am diferite tipuri de proiect. Nu vă faceți greșe. Eu zic că e bine să fim înscriși acolo și aia vine prin acest lucru. Concluzia, în părerea dumneavoastră, e că modificările ordinului. Așteptăm modificările ordinului și apoi mai o să mai facem o discuție în Consiliul Local și o să vedem cum trebuie. Ok, deci aștept la dumneavoastră. Da, da, da. Un semnal în publicul. Perfect, da. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. La discuții, da. Domnul Dumnezeu. Am mai avut niște discuții în ședința trecută referitor la curățenia în comun. Astăzi am mers un pic cu omul ca să văd ce gunoaie se scot la stradă. Și am văzut șanțuri pline cu iarbă, saci la porți, materiale de construcții și altele și altele și altele. Și nu am întâlnit cu niciun factor responsabil din primărie care să urmărească ce urmăresc eu. Panoul care indică indicator Bacău de la intrare în Măgura e ghiontit de vreo 3-4 luni de zile și nu-l vede nimeni. Am mai fost aproape unde a fost o intervenție la apă și canal care a stat așa vreo 2 luni de zile până când s-a pus cimentul acolo. Se sesizase foarte bine doamna Băiceanu problema plantelor astea care fac alergia în comun și ambrozia, da? Și trecem prin via chiar și la străzile principale. Cum merge către biserică din Emil Brescu, bifurcația chiar la stradă, acolo e un pământ al, din câte știam, al doamna Păduroaia, cam așa ceva, plin de ambrozii. Pe dealul Cușbicului, plin de ambrozie. În Crihan, ambrozie. Plin. Plin. Deci am fost ca să văd, să văd ce spun mai de ea, și ăsta este adevărul. Nu ca un vinovat, dar nici nu am făcut nimic, nu s-a făcut nimic, dar faptul de răspundere la nivelul cu ATU-ul sunt. Dar m-am saxat foarte mult pe curățenie. De ce? Este perioada când lumea face mustul. Vom vedea numai saci cu fructe, saci cu boască. Care se aruncă în Niger, foarte rău și asta. Care vor fi luate de către Soma. De ce? Pentru că Soma cară la cantitate. Roaba de gunoi primește la cantitate. De ce sunt plătiți la cantitate? Dacă demolez școala asta și o bagă în saci, ei mă bucur și o dau pentru că el este plătit la cantitate. Nu-i plătit la curs. Atâta timp cât
nu se urmărește această activitate, noi toți cei de aici suntem responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru că nu identificăm persoana sau chiar dacă o identificăm, nu facem nimic, să o punem la treabă, să-și rezolve problemele. O secundă pe loc, dacă nu poate spune doamna secretară, dacă s-a făcut totul la măsură. În raportul nostru de la trecut, unde am identificat persoanele care nu îngeșesc terenul, nu îngeșesc șansă, nu îngeșesc codit. Procesul de evaluare a sumei. Vreunul dintre ei. Eu nu pot să văd. A, nu știu. I-am pus cu număr de dar parte... Dar să vă spun eu că am fost transmis și dumneavoastră pe mail. Pot să continui. Da, pot să continui. Dat cu rezoluția domnului Viciu și de aici competența mea s-a întrerupt. Atunci înseamnă că oamenii ăștia au făcut ceva lăudată ce au făcut ei în teren. Dar nu s-a văzut niciun efect pentru că nu au fost luați în seamă de ceea ce trebuia ca să ducă treaba. Să-și ducă treaba, să-și facă treaba. Despre asta este vorba, nu acela. Nu e niciun pic de răutate. De la mine către cineva ca și persoană, dar dacă nimeni nu vrea să-și facă treaba, să-și ia sarcele în mână, să-și facă treaba, atunci rămâne ca noi să fim de acord, să plătim, să stăm într-o comună mizeră, pentru că suntem de acord cu asta. Ce folos dacă am fi plecat toți, în toate direcțiile, și identificam fiecare la rândul nostru, e în locuri. Care erau rezultate? Trebuia chemață și arătam, uite, aici e neregul, aici e neregul, aici e neregul. Cine își făcea treaba de aici încolo? Mulțumesc! Nu, că am și eu. O să se sintetizez prin fiecare, ca să nu mă răspulba de aia. Ok. Eu am o altă întrebare acum. Dar și la la societate să răspundă. Dacă mai aveți informații legate de implementarea ghișeu pentru... Dacă? Ghișeu pentru... Se lucrează pentru alte. Ajunge la momentul, nu? 3 comuni la momentul de până proiect de la 30 de comuni județ care au. 30 în județ Bacău? Da. Da. Și rămâne un pic în urmă. Părere de rău mult că mai avem de lucru este mult tare de... Dar nu s-a abandonat ideea și... Nu, dar nu avem cum să abandonăm. Adică nu e o idee care se abandonează. Corecția de ruluri este o activitate continuă. Dar nu este... Vreo șansă ca în ianuarie să plătim în platformă? Nu cred. De ce să vă abonim frumos? Adică nu este corect să vă abonim. Nu, dar date greșite. Pentru că ne va îndepărna nouă și mai mult activitatea. Că oamenii vor vedea, noi încercăm să corectăm. Pe măsură ce vin să plătească, noi și corectăm. Luăm documentele de proprietate și se corectează automat locurile. Dar sunt foarte multe tranzacții de la unul la altul care nu au fost aduse. Dacă vine scrieți, sunt și de pe 1996 și au mai văzut de atunci de nu știu câte ori și nu le-au adus. Pur și simplu. Și vă dați seama, treci de la unul la altul până stinge atâtea roluri sau dacă am mai făcut și partaj. E. Dar nu o să stăvânesc și de tot. A, nu, nu. Vă dați seama că asta s-a văzut, corecția s-a văzut și în încasări. Deci clar, simul ce este susținut, dar mai durează. Trebuie să mai avem un pic de răbdare. Domniță. Și eu, pe urmă, da? M-ați văzut, da? Aș vrea să... Nu, da. Am întrebat și în ședința trecută și o să întreb în continuare. Am avut și proiecte aprobate cu privire la achiziții terenului, de exemplu, Dealul Mare pentru amplasarea rezervorului de apă. La fel, achiziția terenului pentru viitoarea primăriei, în ce stat ne aflăm, dacă s-a demarat ceva concret în sensul ăsta? Da, sau contractul de vânzare-cumpărare pentru bazinul de apă s-a finalizat. E statul nostru acum, urmează achiziția de bazin. Celălalt s-a făcut negocieri, așa cum știți. Vă vreau de vânzare de teren. Suntem proprietari. Suntem proprietari. Acum poate doar să achiziționăm bazinul. Să achiziționăm de plată. Și asta nu este foarte mare durată. Asta e. 3 săptămâni de urmă. Da, a durat până, nu știu de ce a durat, atât de mult am notat. Bănuiesc că proprietarul a dus mai greu toate documentele care le-a solicitat notarul. Cum le-a dus imediat. Dar știu că s-a finalizat, suntem proprietari. Undeva pe 22, dacă nu așa la 9, deci nu de mult s-a finalizat. Cam 2 săptămâni de ață la notar cu acte. Da, până au obținut extrasă pentru tranzacții, vă dați seama, nu avea sens să plătim la
Bun, a adus domnul, nu știu să vă spun, știu că a vrut un pic până la trebuie de notar. Și pentru terenul, pentru dispensar? Urmează. S-a negociat să... S-a negociat, da, prețul urmează să... să fie și acela achiziționat. Mulțumesc. Doamna Sfânt. Eu am mai multe întrebări și am să încep cu prima. Ce se mai întâmplă, dacă știe cineva să-mi răspundă în locul domnului primar? Ce se mai întâmplă cu terenul de sport sintetic care trebuia să-l facem aici? Știu că prin Atlas, firma Atlas, nu știu cum. Da, s-a făcut. Știu că erau bani în buget aprobați. Da, suntem la nivelul de omisul la Consiliul Județean pentru autorizația de măsuri. Am înțeles. Deci okay. Achiziția este făcută, doar avem deci, nevoie de autorizație. Deci, mai multe trebuie acte pentru a putea demara construirea, am înțeles. Avizele. Și acum avem nevoie de aviz la Consiliul Județean. Am înțeles, da. Mulțumesc. Întrebarea a doua. Pe 14 august s-a inaugurat locul de joacă. Atunci a spus că în 3 săptămâni se vor pune camere. Astăzi, în buget, nu s-o prezești bănuți pentru parcul locul de joacă și iluminat? Nu. Nu, doar asta două Care-i pe 14 august pentru camere, știți foarte bine că vorba de un primar, dar pot să vă spun ce am discutat cu dumneavoastră. Am fost la specialistul care sau domnul care pune camerele și am identificat două soluții. Ori să tragem cablu subteran, ori să punem unul în stâng. Și eu rămas variantă să punem unul în stâng. Așa, și urmează să punem un stâmp și să punem camere. Deci tu cumpăra stâmp, mai las patru țe, ca să punem și regulamentul. Este stâmp, avem stâmp de îndrăcuterea, așa, da. Și da. Și pentru panou, pentru regulamentul locului. Pentru regulamentul. Că e făcut, stă în birou la domnul Man. Proiectul o să-l punem și pe asta. Sunt în concediu, a fost în concediu colegii de la Marea... Puteți să-mi spuneți ceva? M-au întrebat o persoane despre faptul că aici era programa altor scurt, dacă cineva poate să... Discutul, dacă se mai poate face ceva. Părinți care nu au copii, sunt, au fost și la școală, mă înțeles că vă mă ușoară, că eu tot am venit în urmă primar. Nu știu ce să văd la urmă. Așteptând urmă. Mulțumesc. Da, am întrebat. Da. Mare distanță, da. E distanță majoră și nici nu se va putea realiza. Unde e grădiniță cu program prelungit, au dreptul să stea doar copiii de la grădiniță. Nu, dar asta era un fel de after school, nu? Anul trecut era un fel de club cu after school, da. Dar a durat foarte puțin la cele 2-3 luni după ce am ieșit noi din pandemie și până primul da. Pentru că nu e un proiect analizat la nivel de minister. Am înțeles. Atunci cum era la nivel de minister, e foarte bine că punem un rezervor, e foarte bine că suntem cu pașii făcuți, importanți pași, să punem rezervorul, că să turnăm o placă și să montăm toate alea, nu cred că durează foarte mult. Eu aș întreba dacă o să ne ajungă apa. Pentru că punem rezervoare, să construiesc case noi și nu putem interzice nimănui să-și construiască o casă atâta timp cât are terenul înmăgurat, da? Dar noi, ca primărie, noi, ca și Consiliul Local, trebuie să identificăm noi surse de apă și am zis că facem măcar unul. Cine puteți spune? Da. Normal, având contract de mentenanță, ar fi trimit să vină domnul Gol de la ei să vă răspundă, dar
având în vedere... Poți să-l invităm data viitoare. Haideți să răspund legat de aia. În ultima vreme am avut probleme cu siguranță. Pe aia și siguranță, până au venit aia la Ion, au durat. Pentru că noi nu putem, că sunt sigilii și nu putem să umblăm acolo. Săptămâna trecută s-a înlocuit siguranță și nu mai sunt. Problema este că nu este apa, cum a sesizat doamna Băiceanu, pentru că necesarul de apa în comune, sau, să spunem, apa produsă sau apa extrasă este în condiții de consum, pentru că sâmbătă, duminică, nu știți, consumul crește. Sau când este perioada caniculară, consumul crește. Nu avem debit necesar. Da, nu este debitul necesar și trebuie, avem, este referatul și am discutat cu domnul primar, vom face un foraj la Parcul Cupin, unde am și cumpărat terenul. Acolo, ca să nu intrăm, știți foarte bine că nu, noi nu putem, pentru că am predat apă către CRAP, nu putem să facem anumite investiții. Adică asta da. E ca o mare, ca o piatră de moară. Și atunci trebuie să căutăm soluții ca să nu fie dubla investiții sau și singura problemă sau singurul, acolo putem să facem un foraj unde avem și rezervoare. În Parcul Cupin am discutat și soluțiile de să aducem trebuie curent trifazic acolo și așa, deci discutat de probleme. Așa? Am mai discutat și soluția să preluăm stația de ridicare a presiunii care este într-o fază avansată. Acolo sunt, eu rezervam, nu știu, 60-80 de tone sau au discutat domnul Gordeș cu domnul primar. Urmează să se finalizeze. Deci musă-i trebuie alt foraj. Musă-i trebuie, că altfel vom da problema încărcări rezervorul de 200 de metri cu sau 300 de metri cum și ceilalți să mânii fără apă. Și o să aibă. Nu dăm apă dintr-o parte la altă. Am mai schimbat. Vă dați, Vă rog să ne sinteziți, dacă vreți. Puneți. Noi putem rezervăm acolo, în ideea că îl vom încărca noaptea, că nu avem atât de mulți consumatori. Știți că noaptea la mine se oprește apa? Oare de ce? Știți că la mine noaptea se oprește apa? Oare de ce? Pentru că o oprește ca să încarce... Să oprește apa ca să-și încarce, atunci cei care au rezervoare, își fac câte o provizie. E bani, bani, bani. Da. De exemplu, eu fac o zonă răzășită. Deci eu niciodată vara nu am eu apă. Eu am pe vară. Deci am să... Știu. Deci, corect, nu aș avea un rezervor suplimentar. Nu aș putea să folosesc deci mașina de spălat. Nu m-am referit la rezervoare. Noi montăm un rezervor de 200 de metri. Dar să spunem și corect oamenilor. Într-o ședință anterioară, domnul primar a zis că din cartierul CFR până la... Inclusiv sus. Așa este apă de la CRAP, da? Este deja. Și au spus că acoperă să satisfacem nevoile, da? Deci, modul. Atâta timp se va suplimenta cu apă de la CRAP, pe porțiunea de Mirbrescu până la Moară, Răzășia, înseamnă că diminuăm, adică încărcăm partea asta la altă, cei care consumă de acolo. Deci, nu ne mai doare pe oameni de Răzășia. Dar una peste alta, este necesar ca pentru anul viitor, sau dacă se poate și anul ăsta, să prindem bani pentru un nou foraj. Dar problema să punem altfel. Noi avem un program pe Băini. Nu cumva încălecăm niște treburi la noi. Asta o ajutat și eu. Da. Se va face o idee, așa cum se va face în altă parte decât în cele. Soluții care sunt în care să nu ne examicăm, da? Și asta este ideea ei, dar... Nu am zis. Că trebuie. Deci, cu toată apă de la CRAP, vă spun eu, adică eu pot să fac un doctorat cu apă.
Deci trebuie un foraj, pentru că vă spun eu, de exemplu, în martie, forajul numărul 1 producea 9 metri cub pe ocră. În august, când am început să ducem apa la Sohodol și cu cisternă, am constatat că trebuia cisternă de 9 metri cub. Trebuia 3 ore să încărcăm. Asta înseamnă că a scăzut cu 66,666 apă. Deci trebuie încă o sursă de apă. Trebuie neapărat, cel puțin o sursă. Da, mă înțeleg. Bine, dar cred că aici ar trebui chemat un specialist să ne dea o idee. Că noi ne dăm corect. Specialist, dacă avem bani, punem bani, facem un curs Ne-am unit câteva familii să strângem gunoaiele, să tăiem crengile de la de acolo, cu vinul mapii și să umplă. Unde să le punem, să le depozităm? Doamne, când tăiați, mă sunați, să trimitem băieții cu tractorul și le ducem... Bun, perfect. Nu, dar să spun așa, unde le ducem în vale la șosea sau le lăsăm așa? Răspunsul l-aș da eu. Având în vedere că din proprietatea noastră, facem o comandă la primărie, ne trimitem acolo cu tocător, plătim pentru tocat și am marfa așa plecat. Da, bine, dar pe crengele, dar frunzele alea din șant și cu mizerii cu asta. Eu cred că frunzele și chiar... Trebuie să facem compost în curtile, în moștile cu statul. Da, știți că anul trecut, domnul primar, a identificat un loc sus unde să... Deci noi îl sunăm la dumneavoastră. De ce rămâne? Identificat. Da, anunțăm oamenii că se colectează ce arunc la vie acum. Nu știu, dar e un kilogram sau un metru cu ceva. Ducem acolo că nu avem compost, să putem vin. Dar numai ce mai aveți? Da. Auziți, domnul Mița, haideți să vă întreb ceva. Da. Păi noi zicem nu și vrem țipot. Da. E, cine vrem țipot? Dacă vrea să mergi într-o zonă inovrat, să vedeți cum stau aia. Păi nu, dacă ei pot, dacă ei pot și noi nu putem, înseamnă bravo. Dar aia care stau într-un lucru, să vedeți cum postul domnul. A făcut cerere la primărie, să ducă primăria, să dea un avertisment la acea persoană, nu s-a întâmplat nimica. Adică asta nu se întâmplă nimic. Asta vreau să întreb. Procesul la verbal a ajuns la dumneavoastră? A ajuns la mine. L-ați citit? În mare parte, da. Și n-ați făcut nimic. Am făcut. Ce? Pot să știu și eu. Deci, unde ați identificat la niște familii, deci ora asta face un lucru. Pentru că au mai fost și alte doase sus într-o singură zonă, iar problema este... Problema este generală, da? Dar și am început să lucrăm la un ferbiciant care se trimite la fiecare și după aia, dacă nu ia, o să meargă probabil. Vă rog, nu m-a întrebat, că știu dumneavoastră că aveți... Vă prelucul la ce? La priant sau la ce? Iar vă păstrați un priant. Domnul Ocas, ați început să faceți un priant și nu l-ați terminat. Dar ca să mergeți, ca să definitivați în teren, în problemele care v-au apărut. Nu știu, acum... Nu știu dacă știați, făceați. Deci, aveți... Nu, domnul Ocas, aveți bunul simț? Eu am mai mult bunul simț decât există în Italia, domnule. Dacă aveai bunul simț, îți făceai treaba pentru banii care ei. Nu, aveți bunul simț și sunt urmări să ne întrebați. Mi s-a pus, nu, eu nu vorbesc de întrebat. Îți care muncești, remunerat, dar nu muncești. Deci, dă-o comun de treabă, dar îți bagi joc de-o comun de treabă. Nu se poate așa la ei. Haideți să stați și... Ne spui nouă că nu știu, nu știu cum. Curge apa aia, mizeria acolo de atâta timp, nu are nicio măsură. Și pe noi ne reclamai ca primărie. Nu mai avem ce face să ai. Nu mai avem. Nu mai avem nimic. Mulțumesc. Haideți să vă răspund la ce am vrea și domnul Nimineza și vă rog să nu mai întreb. Legat de ambozie.
Am, unde am identificat? Am voie telefon întotdeauna, să știți că anul ăsta și anul trecut s-a mai făcut ceva, adică e, nu a venit din Siria sau din altă parte. Este legii, este legii. Da. Avem obligații conform legii. Avem obligații, ascultați-mă, eu vă răspund. Deci ce-a făcut? Problema care e cea mai grea, de exemplu, care e așa, este să identifici proprietarii de teren. Doamna secretar, vă să confirme. Sunt moștenitori care au vândut la... Hai să fim mai explicit, dacă tot domnul Brânză tot face filubul muralist. Domnul Brânză are două case, deci are o casă unde trăiește, da? Care este a unei doamne care e o moștenitor și, de exemplu, de sute, de zeci de ani, are o singură, în declarație de avere, o singură casă. În realitate, are cel puțin și mai multe. Nu mai are cu casa. Vă spun acum. Ce să-mi spui, mă? Vă spun, lăsați-mi la drum. Are un teren, de exemplu, cumpărat. M-am dus, de exemplu, la domnul Cavalero și l-am sunat pe Andrei. Zic, vă rog, mergeți și faceți curat acolo. Zic, nu. Ala e vândut lui domnul Brânză. Domnul Brânză aici acum n-a curățat terenul. De asta nu... Vă rog să mă lăsați. N-am vrut. Vă rog să mă lăsați. Deci, accidental, am aflat că este el domnul Brânză care este muralist și vine și ne face moral aici, știți? Și domnul Brânză nici nu plătește impozit pe acest teren, ca să știți. Condus, da, una la altă. Doi, unde stă dumneavoastră? Nu mai auzit, nu mai auzit, nu mai auzit, nu mai auzit, ce proprietăți am eu? Nu mă interesează, nu știu să fii sănătos. Ai făcut o faie din Baracuz de așa, o plecam cu mașina primăriei la București. De ce nu spui că folosești mașina primăriei și te duci unde ai serviciu cu proprietățile tale? Asta ai serviciu la zi. Deci nu spui tu că te duci cu mașina primăriei și îți faci aprovizionare. Îți faci aprovizionare, ești filmat tinere. Asta să spui tu la colegii mei. Nu că eu am proprietăți. Domnul Brânză este recuzat. Haideți să răspund. Ce treabă are Ambrozia proprietățile mele lui? Are. N-are nicio treabă. Nu, vreau să vă spun că ca domnul Brânză sunt foarte mulți care nu vin să declare că... Terenul care sunt identificate, trebuie făcut o scrisoare. Am făcut, doamnă. Și ați venit, da? Deci, doamna Mariana, haideți să vorbim la ce trebuie să vorbim. E vorbim, pentru că din cauza... Domnul Brânză are Ambrozie pe teren? Bineînțeles că are. Ce s-a? Ambrozie aveți? Nu am Ambrozie. Păi are, cum să ne... Păi aveți aici? Doi, dar știi ce are Ambrozie? Știi ce are Ambrozie? Cum să nu? Nu știi, doi, ești repede la apă de capitol. Bun, domnul, haideți să începem. Așa, legat de gunoaie, deci am... Nu m-am ocupat eu cu distribuția pupenilor, începem de acolo, la început, știți? Încă oamenii scot, când mă duc, de exemplu, când este gunoiul minajer, da? Scot tot felul de culori în afară de ala negru care l-au primit. De exemplu, vine Emil Grăiescu. Am poze, știu, la fiecare și așa mai departe. Este o obligație a fiecare cetățean să facă curat în fața porții lui. Aproape 90% din cetățenii comuni noastre nu își fac curat. Asta este. Eu, de exemplu, trebuia mers cu polițistul local, făcut un proces și așa, procesul polițistului local nu poate să meargă pentru că știți foarte bine, are muncă de birou. Dar am fost și dar nu avem polițist local, nu are polițist local, avem noi un astfel de proces verbal, ne-am deplasat noi în teren, am făcut un astfel de proces verbal. Vă rugăm, foarte bună ideea, dar vă rugăm, unul cu doamna Sulina, să trimiteți la toți cei pe care i-am identificat cu număr de casă, o adresă în care să spuneți, în urma deplasării comisiei, puteți să le menționați, de verificare a modului care este aplicat plan de gospodărire, ați fost identificat cu șanțul colmatat, bodețul colmatat, terenul necurățat. Individual, că am pus numărul gospodăriei acolo. Pentru acelea, vă rog să le trimiteți individual. Haideți să vă spun. Domnul, deci am făcut noi de așa muncă asta. A ne-a deplasat și-a costat. Dar domnul, din ce nu ajungi în poze? Nu trebuie știi cine a dat. Nu trebuie să ai. Trebuie să consiliezi că identifici. Am pus poze. Da. Nu-i nevoie. Pentru restul, că nu ne-am deplasat în toată comuna, au fost liante. Deci am vorbit cu
pe aia care, cu unii care i-am întâlnit și i-am spus, ca să primiți o adresă, costă 7 lei sau cu scrisoare, nu știu, adică vă dați seama, dacă trimiți la toți, e o grămadă de bani. Eu cred că sunt centru, și o să știe data viitoare cu cineva să vă să abordez direct pe zbor. Da. Eu știu să faceți adrese și eu mă ofer un lucru de politicilor, dar să vă 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 mai are cineva și deși v-am răspuns. Vă rog pentru cine, cei care au contract de concesiune și vor să cumpere, să vină să la doamna secretară sau la mine și să-i dăm ce trebuie, ce ar trebui. Nu trebuie să-i dăm, putem să spun și public, că doar nu-i secret, că trebuie să vin la primărie ca să... Corect, adică cine este interesat... Deci să aibă toate documentele în regulă și original, în speță. Bine, o să fie copii după buletine, copii după contract, contractul de concesiune în original, autorizația de construire în original, procesul verbal de recepție a construcției în original. Și cartea de recepție? Poftim? Cartea de recepție în contractul de aia? Poate găsi în materială. Cum se ia în materială? Din punctul meu de vedere, dacă nu este construcția recepționată și declarată la FIS, nu există. Terenul este declarat. Nu costul după parțial. Eu știu... N-ai, până la concertul sau poate face recepție parțială. Parțial, da. Pe stadiu, dumneavoastră o spuneți pe stadiu, pe stadiu fizic. Ea trebuie să fie intabulată. Da. Da, și vedem cum o intabulează CPI-ul. Conform contractului de concesiune, și ultimele contracte de concesiune sunt din 2006, cred că n-am văzut mai încoace. Așa mi-am făcut o amintă. Dar sunt multe doamne secretară care vin intabulate, că vă pot spune asta. Sunt multe care vin intabulate. Da, și atunci ce vrei? Vânzarea se face pe documente, nu pe... Da, și unul din documente este cu extrasul de carte funciară. Nu se poate vânda fiind fără extras de carte funciară. Nu, să facă intabularea și frumos. Da. Da. Eu n-am zis că nu. Că asta, să, cum să zic eu, nu este o hotărâre care a fost dată cu un anumit termen. În funcție de fiecare, cum crede că are documentele, cum crede că are dispozitiv de bani. Prețul terenului se stabilește de către evaluator. Deci faci evaluarea la obligatoriu. Exact cum am cumpărat noi, evaluatora Neval vine, evaluează, spune prețul care este, omul acceptă sau nu. Evaluarea cine plătește? Cel care vrea să cumpere. Cumpărător. Deci noi nu facem evaluare la toate terenurile, doar cei care doresc. Pentru că vă dați seama, ar fi o cheltuială în plus pentru noi, fără a avea o finalitate. Adică am face o gaură în buget în loc să aducem... Haideți să mai iau o dată, cred că m-am întrebat cu domnul Ceauna și nu am concesionar. Deci, buletinii, contract de concesionare original, autorizație original, proces verbal de recepție original, extras de carte funciară la zi, sunt situația în care sunt cesiuni, au și un contract de cesiune, deci e vorba de cei care au un titlu legal de utilizare a terenului. E clar, au o vânzare, poate, la construcție, cam astea sunt situații. Dacă lipsește ceva, nu o să pune problema, că îi îndrumăm noi și... Dar vin cu toate original la noi, noi pregătim dosar pentru evaluator. Chiar astăzi evaluatorul a fost pe teren pentru câteva persoane care au solicitat. Bineînțeles, taxele la zi. E o diferență de cei care au concesiunea de 25 de ani și care au de 15 ani? Nu. Nu există. Nu prețul. Vreau să spun. Nu. Va diferi prețul în funcție de utilități, de modul de amplasare. Dar cei care au plătit 25 de ani? Nu diferă. Nu. Dumneavoastră, am avut întrebarea asta de la cineva, că dacă eu am plătit concesiunea atâția ani, mi se scade vânzarea. Nu. Această concesiune, așa mai pe înțelesul tuturor, asta era modalitatea și este în continuare prin legi de utilizare, este ca un fel de chirie.
da? Utilizez bunul nostru, da? Nu este al tău, îl utilizez. Ți-ai construit o casă. Pe perioada cât ai utilizat, ai plătit o redevență, ca o stând de chirie, da? Anumite contracte au fost făcute pe o anumită perioadă, 25 de ani. Altele pe mai mult, altele pe perioada de existență a construcției, nu sunt unitare. Depinde cum a fost timpul pe atunci. Dar nu este, cum să zic eu, concesiunea, numărul de ani de concesiune nu înclină la prețul contractului, la prețul evaluării. Valoarea are evaluată. În concesiune, am scris că 25 de ani, după 25 de ani, zic că e implementat. Nu scrie nicăieri. Arătați-mi și mie un contract unde scrie așa ceva. Eu, cel puțin la primărie, din câte contracte am văzut la concesiune, n-am văzut niciunul. Asta este folclor făcut între cei care au utilizat. Nu. Este altceva. După 25 de ani la unele contracte, se încheie plata redevenței. Atât. Dar nu înseamnă că devii proprietar. Nu. Proprietarul este primăria în continuare. Atâta timp cât există construcția respectivă. Domnul Matei este în concediu, când vine eu să-l punem, să-l punem. Da, da, da? Okay.